Am mai spus-o și o repet și am să repet mereu. Este foarte important, rețineți, să vă inspirați, nu să copiați. Să vă inspirați. Atunci când copiezi, deja nu mai ești tu, devii fake, devii fals. Încercați să mergeți întotdeauna pe sinceritate. Atâta timp cât mergi cu sinceritatea și cu corectitudinea și ai clădit ceva și arăți acel ceva fără gânduri perverse sau gânduri care ar face alte persoane să sufere, nu veți avea teamă. Eu nu am nicio teamă pentru că eu ceea ce am clădit este corect și ajută. Deci am creat un produs vandabil pentru mulți. Un produs care ajută. Din această cauză, poate pentru unii eu par arogant, dar nu sunt arogant. Am o încredere uriașă, încredere venită din cei care au venit la noi la școală, de la cei care au reușit prin ceea ce i-am învățat noi. Așadar, sfatul meu important pentru voi este să nu mințiți niciodată, să clădiți o afacere în care să credeți și să fie o afacere corectă. Din momentul în care e corectă, nu veți avea teamă și o să vedeți că o să vă dea acea putere de a munta Carpații, să-i mutați în București.